Ne pornim de pe strada 31 august, ziua națională a limbii române, colț cu Mihai Eminescu, cel mai mare poet al limbii române, către satul Zaim, acolo unde a copilărit Alexei Mateievici, autorul poeziei Limba noastră, astăzi imnul Moldovei. Vedeți, totul are legătură cu limba română, însă n-a fost întotdeauna așa. Limba asta a avut un destin destul de tragic, mai ales aici în Moldova. A fost schimonosită, s-a schimbat denumirea, alfabetul, însă ea a rezistat și o să mai reziste. Așa că dacă veniți prin Moldova, trebuie numai decât să o cunoașteți, să descoperiți frumusețea ei și să o admirați. De aceea, astăzi, obiectivul nostru turistic este chiar ea, limba română. Limba română este astăzi limba maternă pentru aproximativ 28 de milioane de oameni din toată lumea. Dintre care vreo 4600 se află aici, în satul Zaim, raionul Căușeni. În general, satul ăsta este o fabrică de personalități care și-au legat viața de cuvânt. Aici s-au născut poeții Petru Cărare, Alexei Mateievici, omul de cultură Ion Ungureanu, actorul Grigore Grigoriu. Lista poate continua, noi însă avem multă treabă în Zaim, așa că hai veniți! Nu rămâneți în urmă! Apropo, ăsta este și motoul zaimenilor, să nu rămânem niciodată în urma altor. Facem oprire și în fața primăriei, pe această alee, cu 6 busturi ale domnitorilor români. 3 munteni și 3 moldoveni. Busturile sunt, de fapt, un cadou oferit de satul frate al Zaimului, Poiana Câmpina, din România. Și frumusețea face că aceste busturi au fost dezvelite simultan, atât aici, în Zaim, cât și în Poiana Câmpina, la ora 9, pe 1 decembrie 2018, cu ocazia centenarului Marii Uniri. Iată, am ajuns și la Casa Muzeu Alexei Mateievici cu faimoasele porți de lemn. Apropo, mi-am amintit, am văzut zăvorul. Cuvântul a înzăvorâ este singurul din limba română care începe și se termină cu litera Î. Bună ziua! Bine ați venit! Bine ați venit! Mă bucur să fiți aici! Domnul Ion Găină, directorul fondator al Casei Muzeu Alexei Mateievici, va fi astăzi ghidul nostru. Sigur, locul acesta este un loc de pelerinaj pentru cei care iubesc limba română, pentru că aici marea majoritate care vin știu că vor depune un jurământ de credință limbii române, în care se spune că voi vorbi corect și frumos limba. O să jurăm și noi la final. Da, neapărat fiți bineveniți împreună cu toți cei care ne privesc. Alexei Mateievici s-a născut pe 27 martie 1888, iar peste 100 de ani, în anul 1988, în satul Zaim se deschidea Casa Muzeu a Poetului. Tot aici, anual, au loc și zilele naționale Mateievici. Părintele Mateievici ne ajută de acolo de sus, din ceruri. Și ne șoptește ce să facem și cum să facem. Și de atâta poate lumea care trece pe aici un pic se schimbă, un pic se transformă. Satul Zaim l-a transformat și pe Alexei Mateievici, care a petrecut aici 5 ani ai copilăriei. Pe pământurile acestor locuri, Alexei Mateievici a început să se cultive. A citit foarte mult. În primul rând că era foarte calm și liniștit, un fel de înger care citește permanent. Așa, cam așa a fost Mateievici în copilărie. Că așa mărturisesc și cei care l-au cunoscut. Zice părintele Vasile Țepordei, Mateievici a crescut ca un înger, a trăit ca un elou al culturii și a murit ca un sfânt al națiunii. Deci, noi chiar credem în sfințenia acestui om. Vom ajunge la canonizarea părintelui Mateievici, sfântul care va ajuta neamul ăsta să învețe multe alte limbi. Dacă ne gândim că în 29 de ani ai lui avea cunoștințe în vreo 12 limbi. Toate poeziile sale originale au fost scrise în limba română, cu alfabet latin, chiar dacă Mateievici nu făcuse nicio lecție de limbă română în viața sa pentru că urmase studiile la o școală rusă. Totuși, această limbă i-a fost cea mai dragă. Cu doar 2 luni înainte de moarte, Alexei Mateievici i-a dedicat limbii române una dintre cele mai frumoase poezii, Limba noastră, astăzi imnul Moldovei. Acest arbore, care se numește simbolic arborele Limba noastră, cu rădăcini în latină și dacică, Miorița, Dragoș, Ștefan cel Mare, nume de domnitori și scriitori, până sus la Limba noastră și Luceafărul lui Eminescu. Sunt prezentate și cele 12 strofe ale limbii noastre, cu strofa a 7-a care lipsea din manuale și din edițiile Mateievici în perioada sovietică. Deci când vin străinii și aud poezia Limba noastră în traducere, ei zic că asta este o poezie și despre limba lor. Așa am intrat în casa lui Alexei Mateievici, construită de tatăl său, Mihail. O casă-muzeu care păstrează multe obiecte originale. De exemplu, coronițele de cununie cu care Mihail Mateievici a cununat generații întregi din Zaim, Biblia mitropolitului Bănulescu Bodoni din 1819, cumpărată în schimbul unei perechi de boi,
pianul și chitara la care cânta Mateievici, o cutie de bomboane din secolul trecut, biblioteca adunată de părinții poetului la care aveau acces toți sătenii, temelia unui nou muzeu dedicat lui Ion Ungureanu și această cameră, care, în perioada sovietică, a servit drept maternitatea satului. Deci aici s-au născut 30 de ani oamenii satului și nu este cunoscut niciun caz de deces la nașteri, nici copii, nici mame. S-a născut și mama lui Călin, țineți minte protagonistul nostru? Călin, aici s-a născut mama ta, la Zăim, în camera asta. Câteodată în viața lungă a cuiva nu găsești atâta dragoste de neam, atâta sensibilitate. Oare cine din tinerii noștri de astăzi care împlinesc 17 sau 18 ani ar scrie: eu cânt pe cei ce înjug și chin pe a lor spinare țara țin. Iar pe spinarea noastră se ține și limba română, pentru că Dumnezeu m-a dat să fiu purtătorul limbii române. Eu sunt responsabil în fața celor care m-a creat pentru ziua ei de mâine. Și tuturor strămoșilor mei le promit. O voi vorbi corect și frumos. Pentru că prin ea mă realizez ca om. Limba română mă leagă de trecut. Fără ea, nu pot gândi la viitor. Limba română va dăinui și prin mine. Jur. Așa să mă ajute Dumnezeu.